Pot de asemenea să subliniez faptul că modelele de lângă noi sunt importante. Dar ele sunt importante în măsura în care doar capacitează și nu creează dependență. Cunoașterea este importantă. Așa cum vă spuneam. Acțiunile sunt importante. Dar, de foarte multe ori, o întrebare tinde să revină. Cum aș putea face ca voința mea să simt în mod foarte clar că este plăcută lui Dumnezeu? Poate nu este foarte concretizată această întrebare, dar ea rezidă acolo într-un fundal. Noi am vrea să nu greșim, mulți dintre noi. Am vrea să mergem într-un fel în care să trăim satisfacția unei integrări existențiale care parcă să-L mulțumească pe Dumnezeu. Parcă să-I mulțumească pe ei noștri. Dar noi nu știm care este voința lui Dumnezeu și care este voința lor noștri. Iar când o aflăm din partea lor noștri, unor nu se... parcă nu se pupă cu a noastră. Și nu știm, o fi mai bună voința lor, orientarea lor, acțiunea lor? O fi mai bună a mea? Unor învățăm să cedăm. Schimbăm rolul. Hai! Am lăsat acum de la mine. Hai să facem ca tine. Data viitoare să nu uita. E rândul meu. Și încercăm să compensăm lipsa noastră de cunoaștere. Cumva. Lipsa noastră de siguranță. Pentru că este o îndoială. Nu știm dacă facem. Dacă voința noastră este cumva aliniată voinței divine. Rămâne într-un substrat. Acolo, în spate. Ai vrea la un moment dat să întrebi. Doamne, fă-mi odată cunoscut. Ce vrei Tu de la mine în viața asta? Ai vrea parcă direct. Direct, nu? Vedeți, oamenii au creat... au încercat să creeze, mai bine spus. Pentru că mulți n-au reușit. Au încercat să creeze această relație personală cu Dumnezeu. Au încercat să găsească în relația cu Dumnezeu prilejul de a se lăsa inspirați chiar de Dumnezeu. Pentru că în ultima instanță, ce vrea cel care se roagă? Cel care se roagă, creștinul, ca și cel care aplică diferite alte metode de transformare spirituală, nu vrea decât să simtă parcă acceptarea sa, integrarea sa într-un câmp al supremei voințe divine. Dacă noi scrutăm atent în forul interior, am putea vedea că fiecare dintre noi trăim cumva nostalgia sau am dorit cumva genul acela de supremă clarificare, care să ne spună, Doamne, eu merg bine în viață și dacă nu, ajută-mă. Ne rugăm pentru copiii noștri să meargă bine în viață, să aibă alegeri bune, să nu greșească. Da? Îl facem pe Dumnezeu părtaș la toate rugăciunile noastre, la faptele de viață. Da? Și cu toate acestea există încă o îndoială. Oare, Doamne, asta ți este ție plăcut? Voința mea, actele mele, acțiunile mele, vorbirea mea, cuvintele mele, intențiile mele, îți sunt, Doamne, pe plac? Există undeva în spate, poate neconcretizat, așa cum v-am spus, acest dialog interior. El este firesc. El vine din însăși substratul cel mai profund al ființei noastre. Și acum aș încerca să vă dau un răspuns la această temă, la această introspecție. Datorită faptului că ființa noastră se simte încă separată
de sursa divină care există în ea. Trăim aproape perpetu un sentiment al separării. Un sentiment aproape insațios al unei nevoi superioare. Al unei dovezi, al unei ceri. Divinul din tine mereu îți transmite sub diferite forme că poți fi mai mult. Că poți deveni chiar o ființă perfectă. Divinul îți spune că tu poți fi ca un Dumnezeu. De undeva, din sursa cea mai profundă a realității care tu ești, emană acest îndemn. Tu ești cel care ești. Tu ești sacru, spiritul tău este etern, este unificat, este liber, este perpetu. Conștiința individuală, prin fanta sa îngustă, nu poate să cuprindă mesajul unității, decât arare ori în anumite condiții. Toate practicile spirituale, toate căile religioase, nu au urmărit nimic altceva decât să creeze condițiile favorabile ca din preanaltul ființei să ajungă la suprafața conștiinței individuale afirmarea a ceea ce noi suntem. O ființă divină. Înzestrată cu potențialități divine. Capabilă de o continuă evoluție. Acest mesaj vine din lăuntru. La suprafața conștiinței noastre, poate că unor nu ajunge. De foarte multe ori nu ajunge. Dar el continuă să existe. Toți cei care, gradat, își asumă procesul trezirii spirituale, simt puțin mai intens, cumva, această chemare. De foarte multe ori, cei care suferința îi face să se deschide sau să integreze calea spirituală, sunt și ajutați. Sunt purtați spre acele zone de cunoaștere de sine care să le obiectiveze aceste realități sublime ale ființei lor. Intrând în câmpul experienței spirituale, încep să descoperi. Iar glasul acesta al sinelui divin, acea voce ghid a lui Dumnezeu, care răsună mereu în preaplinul inimii aspirantului, direcționează natura umană, voința umană. Cu adevărat, voința umană ajunge să se suprapună peste voința divină atunci când omul face una cu adevărul. Atunci, aș vrea să fiți siguri că Dumnezeu acționează prin acea ființă. Acea ființă ești tu.